Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vom afla cum scăpăm de negi cu ajutorul leacurilor din bătrâni și al tratamentelor naturiste. Negii sunt una dintre cele mai enervante probleme ale pielii. Sunt excrescențe inofensive cauzate de papilomavirusul uman, HPV. Există peste 100 de tipuri de HPV. Virusul pătrunde în corp prin zonele în care există tăieturi și determină apariția negilor pe față, pe organele genitale și pe mâini. Problema negilor este una mare, dat fiind că peste 10% din oameni au întâmpinat-o măcar o dată. Persoanele cele mai predispuse la apariția negilor sau verugilor, negi apăruți pe pielea mâinilor sau picioarelor, sunt persoane care au sistemul imunitar slăbit în urma infecțiilor, a anumitor forme de cancer sau afecțiuni renale, ori a unui transplant. În plus, copiii și adolescenții sunt o categorie aparte predispusă la apariția negilor și verucilor. Trebuie să știți că negii sunt contagioși și de aceea mare grijă, o persoană sănătoasă se poate infecta prin contactul direct cu pielea persoanei infectate. Infectarea se poate produce și ca urmare a atingerii obiectelor ori a suprafețelor atinse de persoane care au negi. Partea bună este că există numeroase tratamente naturiste prin care putem stopa acești negi, cunoscuți și sub denumirea, spuneam, de veruci. Ideal este să mergeți la medicul dermatolog pentru a îndepărta rapid, în numai câteva minute, cu ajutorul laserului sau al chirurgiei, negii ori papiloamele pentru a reduce riscul infectării acestora sau răspândirii pe corp. Însă sunt și multe persoane care preferă tratamente naturale și au și răbdarea suficientă pentru a repeta operațiunile de îndepărtare a lor, care uneori durează până la câteva săptămâni, ori luni. Fiind atât de des întâlniți, pentru negi au apărut de-a lungul timpului mai multe remedii naturiste pentru a scăpa de aceștia. În mod normal, negii nu au nevoie de tratament decât în cazul în care provoacă durere ori disconfort. De cele mai multe ori se apelează la diverse leacuri băbești pentru a scăpa de negi, doar din cauza faptului că persoanele cu acei negi sunt nemulțumite de aspectul lor inestetic. În mod normal, negii trec de la sine într-un an sau doi. Sunt totuși cazuri când negii nu dispar nici după 10 ani, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Haideți în continuare să vedem cum putem scăpa de ei cu ajutorul tratamentelor naturiste și al leacurilor băbești. Cu alte cuvinte, ce trebuie să folosim pentru îndepărtarea negilor? Ulei de arbore de ceai. Uleiul de arbore de ceai are proprietăți antimicrobiene și exfoliante. Potrivit unui mic studiu, tratamentele topice cu ulei de arbore de ceai ajută la reducerea verucilor în cel mult 12 zile. Cu toate acestea, nu există studii la scară largă care să susțină aceste descoperiri. Dacă totuși vreți să încercați acest remediu, aplicați câteva picături de ulei de arbore de ceai pe neg, diluat cu ulei vegetal, de floarea soarelui, de exemplu, pe o dischetă de machiantă. Așezați discheta pe neg și lăsați-o să acționeze 10 minute. Repetați operațiunea de 2 sau 3 ori pe zi până când vedeți îmbunătățiri. Nu aplicați niciodată un ulei esențial nediluat direct pe piele, pentru că poate provoca iritații ori arsuri. Oțet de mere. Oțetul de cidru de mere este un tratament popular pentru negii de pe mâini. Pentru a încerca acest tratament naturist, amestecați într-un vas două părți de oțet de cidru de mere și o parte de apă. Acest tratament implică cufundarea unei dischete de machiante în soluția obținută și aplicarea acesteia pe pielea cu negi în fiecare seară înainte de culcare. Lăsați discheta să acționeze 3-4 ore.
Chiar dacă oțetul de cidru de mere este un tratament natural, el este acid și poate provoca dureri ori disconfort la contactul direct cu pielea. Oțetul de cidru de mere nu se aplică pe piele nediluat, deoarece poate provoca iritații și arsuri. De asemenea, acest remediu natural nu se aplică pe răni deschise. Usturoi. Usturoiul are o istorie lungă în tratarea anumitor afecțiuni ale pielii, cum ar fi psoriazisul ori cicatricile cheloide. Este de asemenea utilizat pentru stoparea infecțiilor bacteriene, fungice și virale, cum sunt negii. Potrivit unui studiu efectuat în 2014, extractul de usturoi elimină verucile în 4 săptămâni. Extractul de alicină din usturoi are efecte microbiene, funcționând prin distrugerea enzimelor din agenții patogeni nocivi. Pentru a trata negii cu usturoi, zdrobiți un cățel de usturoi și amestecați-l cu puțină apă până obțineți o pastă. Aplicați pasta pe neg și acoperiți cu un bandaj. Repetați procedura în fiecare zi, timp de 3-4 săptămâni. Puteți aplica de asemenea suc de usturoi. Aspirina. Acidul salicilic din aspirină are acțiune keratolitică. Asta înseamnă că ajută la estomparea negilor. Tot ce trebuie să faceți este să zdrobiți un comprimat de aspirină și să amestecați praful obținut cu puțină apă. Aplicați pasta pe neg și acoperiți cu un bandaj. Lăsați amestecul să acționeze și repetați procedeul până când vedeți îmbunătățiri. Atunci când alegeți acid salicilic, rețineți că procentele mai mari, 20 până la 40%, sunt cele mai eficiente. Produsele fără prescripție medicală trebuie utilizate zilnic și ar putea necesita săptămâni sau chiar luni de tratament pentru a dispărea complet. Vitamina C. Vitamina C are proprietăți de stimulare a imunității. Această vitamină este esențială și pentru vindecarea rănilor. Se crede și că poate să combată HPV, dar este nevoie de dovezi fiabile. Dacă totuși vreți să încercați acest tratament, zdrobiți o tabletă de vitamina C și amestecați-o cu apă. Aplicați pasta pe neg, acoperiți cu un bandaj și lăsați-o să acționeze peste noapte. Repetați operațiunea în fiecare zi până la dispariția negilor. Unii specialiști susțin că vitamina C este mai eficientă dacă este amestecată cu suc de lămâie. Sucul de lămâie poate provoca iritații ale pielii, așa că folosiți-l cu precauție. Propolis. Albinele produc o substanță asemănătoare cu rășina, numită propolis. Aceasta are în compoziție substanțe vegetale, ceară de albine, polen și enzime. Cercetările sugerează că propolisul are proprietăți antimicrobiene și ajută la producerea de celule cutanate. Este folosit pentru a trata acneea și pentru a accelera vindecarea rănilor. De aceea se crede că propolisul ajută la vindecarea pielii infectate și la lupta împotriva HPV. Aplicați 2-3 picături de propolis pe neg, acoperiți zona cu un bandaj și lăsați remediul să acționeze peste noapte. Repetați procedeul zilnic. Lămâia. Zeama de lămâie are proprietăți antiseptice și antivirale care vă pot ajuta să scăpați de negi. Pur și simplu aplicați puțină zeamă de lămâie pe zona afectată de mai multe ori pe parcursul zilei, iar negii vor dispărea curând. Bicarbonat de sodiu. Proprietățile bicarbonatului de sodiu vă vor scăpa de negi cât ați zice pește. Pentru a vă prepara un tratament pentru negi pe baza acestuia, amestecați puțin bicarbonat de sodiu cu oțet alb și aplicați soluția obținută direct pe zona afectată. Uleiuri aplicate direct pe negi. O altă soluție folosită pentru a scăpa de negi este folosirea uleiurilor.
Uleiul de ricin se aplică zilnic timp de 2-4 săptămâni, iar în cazul uleiului de vitamina E, acesta se aplică pe neg zilnic timp de 2 săptămâni. Uleiul de arbore de ceai se folosește în combinație cu uleiul de ricin. Astfel se diluează 1-2 picături de ulei din arbore de ceai cu 12 picături de ulei de migdale sau ricin. După ce se amestecă bine, soluția obținută se aplică pe neg cu ajutorul unui bețișor de ureche. Se lasă să acționeze 5-10 minute, iar procesul se repetă de 2-3 ori pe zi. Aloe vera. Aloe vera a fost folosită timp de secole pentru a remedia problemele de piele, iar această plantă este foarte eficientă împotriva negilor. Pur și simplu aplicați gel de aloe vera pe zona afectată de negi de mai multe ori pe zi, iar pielea se va curăța imediat. O rețetă din bătrânii care a dat rezultate este folosirea sucului de ceapă pentru tratarea negilor. Se ia o felie de ceapă, se presară niște sare și se lasă să stea peste noapte. A doua zi, sucul se stoarce și este aplicat pe neg cu ajutorul unei dischete de machiaj. Apoi se acoperă cu un bandaj și se lasă să acționeze peste noapte. Repetați timp de 12 zile, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Toate aceste tratamente, prieteni, sunt foarte utile pentru îndepărtarea negilor, dar trebuie să fiți consecvenți. Nu încercați niciodată să îndepărtați un neg prin tăiere, ardere, rupere sau mai știu eu ce, fără ajutorul unui specialist. Dacă negii vă deranjează foarte mult, vorbiți cu medicul. Acesta vă poate ajuta și mai repede. Rețineți că produsele fără prescripție medicală trebuie utilizate zilnic și ar putea necesita săptămâni sau chiar luni de tratament pentru a dispărea complet negii. Așa că poate cea mai bună soluție rămâne pentru unii dintre voi vizita la medicul dermatolog, care poate aplica laserul sau crioterapia pentru a îndepărta rapid negii. De asemenea, mai multe studii au arătat că suplimentul zilnic de zinc poate preveni apariția și înmulțirea negilor. Suplimentele de zinc, de obicei tablete, se găsesc la majoritatea farmaciilor. S-au dovedit a fi sigure și eficiente, în special la persoanele care nu au răspuns anterior la tratament. Vă mai spun la final că nu trebuie să tratați condiloamele genitale acasă folosind tratamente naturiste. Pielea genitală este delicată și pot apărea leziuni la nivelul acesteia dacă se utilizează diverse tratamente. Este bine să discutați cu medicul despre acest lucru și despre opțiunile de tratament pentru tratarea negilor genitali, inclusiv despre administrarea de medicamente antivirale. Prieteni, mă opresc aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!